Tema pentru această clasă a 8-a. Funcții. Funcții. Este cea mai tare chestiune care îmi place cel mai mult. Pentru că... Dar n-ai zis nimic. Și eu vreau să zic ceva foarte interesant despre tine. Și dacă tu mi-ai zis bună seara și vrea să veni la Profon Online, o zic eu. Și continuu să spun, dragilor, că Adi este modelul de copil care era cât de ce să renunțe. Lipsa de încredere l-a determinat să nu fie în problemă, să nu se apuce de probleme. Sigur, la un extemporar ai prins nouă. Felicitări! Te felicit, cu adevărat. Mă bucur mult. Sigur, eu doar nu discutăm, deci al tău este al tău, dar a venit foarte aproape de tine, nu? A greșit de puțin și asta mă bucur foarte tare. Pentru mine este momentul de vârf al muncii depuse în cei 3 ani. De acolo, de unde ne-am aflat noi, Adi, de când dădeai niște răspunsuri la întrebare, iată că acum ne putem apropia și putem înțelege lucrurile. Poți să nu zici o clipă? Poți! Și foarte repede și la geometrie ajungem tot într-o poziție de asta. Deci vreau ca să credeți în voi, minuna și Adi, să credeți că voi puteți câștiga respectul în clasă, încât toți colegii se uite și totuși s-a întâmplat asta. Acești copii care merg la profesionali, nu numai creează, nu numai când vă veniți șansa să fac lecțiile acestea frumoase, dar este o dovadă a faptului că voi ați urcat cu Mariu Răsă. Vă felicit de tot. Și acum intrăm în lecții, funcții. Cum să vă zic eu? Noi, din multe ori, am dat câte o expresie. De expresie E de X. Nu? Așa, ați găsit. Expresie E de X egal cu 1 supra X minus 2 plus 3 supra X minus 3 supra 1 minus 4 minus X plus 5 supra X plus 2. Asta era expresia. Și de multe ori, ce se seamănă aici, când vedeam expresia asta? Puneam condiție și... Cum? Prea condiție. Adică ce condiție vreau? Adică să fii diferit de 0. Nu, X-ul, cine altcineva? X minus 2 diferit. Numitorul, că știați voi o fracție, iată ce spui, există APV, există APV, stai de formă cu fracția asta. Dacă și numai dacă, de diferit de 0. Că nu poți vorbi de o fracție ca numitorul e 0. Și atunci speriați să nu se întâmple în cazul ăsta. Spuneați-mi așa, X 2 diferit de 0. Care înseamnă X diferit de 2? X diferit, nu? Care e tu la dreptul a spune X diferit de 2? X diferit de 0. Apoi X plus 2 diferit de 0. Am creat asta, diferit de 0. Care înseamnă X diferit de minus 2. Și cred că dacă las și 4 minus X pătrat diferit de 0, știți bine, ați prins tot ce trebuie, da? Și acum, odată ce v-ați asigurat de chestia asta, lucrați expresia asta să o aduceți o formă simplă, că nu vă plăcea vouă să lăsați așa. Și atunci ce faceți? Egal mai departe aici, egal cu... Vă rog să mă ajutați să... Deci 1 supra X minus 2 sunt egal. Vrei să amintici? Da. Dar să stabilim numitorul comun totuși. X minus 2 prin X plus 2. X minus 2 prin X plus 2. Mm-hmm. Acolo dăm faci cu 1 pe minus. Asta era! Dăm pe minus ca să-mi faci și în X minus 2 că faci X pătrat minus 4. Important aici, Adi. Deci e capcana care am amintit, S-o este asta. Deci ce zice? X minus 2 plus 3 supra X pătrat minus 4, da? Și plus
5 supra x plus 2. Și egal mai departe cu... Ia să vedem ce facem acum. X plus 2. X plus 2. Da. Și vine x plus 2. Și din cauza x minus 2, da? Da. Și vine x plus 2 plus 3. Plus 5 pe lângă x minus 2. Totul supra... x minus 2 lângă x plus 2. Adică x pătrat minus 4, da? X pătrat minus 4. Și egal cu... Trebuie să vorbește repede. Dumnezeu. X plus 5. 2 plus 5 odată. X plus 5 plus 5 x minus 10. Totul supra x pătrat minus 4. Și face cât? 6x minus 5. 6x minus 5 supra x pătrat minus 4. Mă, e de x. Expresia asta așa arată. Deci, fosta expresie care am avut-o e de x. Egal cu cine? Cu 6x minus 5 supra x pătrat minus 4. Acum, n-am voie să-i pun, să dau x valoarea care e. X n-are voie să fie 2 și minus 2, nu? X aparține lui R mai puțin. Așa, deci X aparține lui R mai puțin aceste două valori, 2 și minus 2. Deci, asta este. Știi de ce? Pentru orice X am dat valori, găsim câte ceva un Y. Ia să vedem. Pentru X egal cu 0, am voie să dau lui X valoarea 0? Am voie să dau lui X valoarea 0? Da. Da. Pentru X egal cu 0. Rezultă că e de 0, e de 0, e de 0, este egal cu 5, cum? 1 pe minus 2, minus 1 pe 2, cum ar fi? Poți să mă duc la început? Da, merg prin mâna ta. Dar lăsați. Știți ce lăsați? De ce ai zis lăsați? Facem acolo, e șase. Sigur că da. Ce rost are să muncesc acolo și acolo același numitor? Fac toată treaba aceea, când am asta forma finală, aici, facem 5 pe 4. 0 da, minus 5, 0. 5 pe 4. Miruna, ce dă-mi pare că nu m-a dat la început să fac. E de 0, e de 1, e de 2, care aici munceați. Ca să vă arăt avantajul, pentru că avantajul ăsta care ar fi adus la formă mai simplă. Mm-hmm. Este la cu 1 cât face? Face 6 1 supra deci minus 3. Deci e de 1 face cât? 1 supra minus 3. 6 minus 5, 1 supra minus 3. Adică minus 1 pe 3. Da. Minus 1 pe 3. X egal cu 2? Nu mai mult. Cum de ce? Că e 0 la numitor. Asta e. În cazul să păstrează, da? Deci 2 mai mult. Sau e 2 nu există. Deci e de 2, e de 2 nu există. Asta e. Și la fel, minus 2 dacă așa, da? Da. Fică cum faci, e de expresia, nu expresia. Acum o să zic, relația asta este dependentă. Deci o să-l notez cu e de X. Deci, este o expresie care depinde de X. Adică ăștia care obțin noi 5 pe 4, 1 pe 3, minus 1 pe 3. Nu sunt niște numere aceleași tot timpul, sunt în funcție de X. Dai un X, găsește un Y. Dai un X, găsește un Y. Adică se întâmplă așa. Dacă aș face pe axă și aș pune aici X și și din coace Y și care îi găsesc, ăștia care apar. Y și ăștia, care apar în urma locuirii, s-ar întâmpla ca în 0, cine, ce valoare obțin când îi dau valoarea 0? 5 pe 4. Când îi dau valoarea 1, cât îl obținem? 1, minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. În 2 poți să-i dau? Nu. Bară. Tu n-am voie să-i dau. Minus 1, poate dau? Da. Cât face la minus 1? Minus 1... Minus 6. Minus 11 pe... Pe? Minus 3. Minus 11? Da. 11 pe 3.
11 pe 3. Faci 11 pe 3. Deci cei ce obțineți aici, 11 pe 3, 5 pe 4, minus 1 pe 3, nu sunt numere la întâmplare, sunt ca urmare la înlocuirii lui X cu valoarea și spune. Deci, ăștia depind de X-ul pe care îl pui acolo. Rețeta după care îi obținem, rețeta, e asta. De 6 ori, ce îi înlocuiești tu pe X, minus 5, supra pătratul acelui pe care îl pui, minus 4. Deci, am să spun așa, că în clipa în care vorbesc de noțiunea de funcție, iată, n-am cum să evit, că Y și ăștia sunt în funcție de, X. Deci nu pot prezenta, nu pot deschide gura decât să spun așa, aceștia sunt în funcție de X. Și atunci voi spune în matematic așa. Am de-a face cu o rețetă, F de X. O rețetă. F de X, care sună așa, 6X, 6X minus 5, supra X la 2 minus 4. Da? Ziceți să de pe ei. Rețeta, de obținere a Y-ilor. Așa îi numesc, Y, și că i-am spus pe linia asta. Rețeta de obținere a Y-ilor. Dar trebuie să mai puteți ceva. Că nu au voie să fie X și 2 și minus 2. Și atunci eu spun așa, F, două puncte, F indefinită, adică X au valoare, au voie, X au voie să fie F. Numele mai puțin 2 și minus 2. Deci F indefinită, adică despre X au voie să fie 2 și minus 2, da? Iar mai puțin acestea, iar ce obține, Y care le obține, sunt niște numere reale. Iar Y care le obține, sunt niște numere reale. Deci când am deschis gura și am zis funcție, trebuie să am rețetă doi. Mulțimea pe care ei și-o parcurg, și mulțimea pe care Y-ii, sau mulțimea Y-ilor, Deci trei lucruri din noțiunea de funcție, când am deschis gura. După ce rețetă obțin, știți cum se numește rețeta? Lege de corespondență. Deci rețeta, în dreptul său, zice, lege de corespondență. Da. Rețeta, lege de corespondență. Adică legea după care faci corespondența, că asta e corespondența. Nu e minusul, nu e asta. Nu asta e asta. Nu asta e legea. Legea asta, rețeta, după care obținem Y. Deci e corespondență. Legea pe care e X. Pe care X și O, X și O parcurg. Pe care X și O parcurg. Se numește domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Adică trebuie să precizez exact X și unde au voie să se plimbe. Da? În cazul nostru, X și unde s-au plimbat. Era așa, F definită pe ideal. Mai puțin 2 și minus 2. Deci asta se numește domeniul de definiție. Da? Domeniul de definiție. Și mulțimea Y-ilor se numește codomeniu. Mulțimea Y-ilor se numește codomeniu.
Deci iată, aceste lucruri sunt esențiale. Sunt esențiale. Când am deschis gura așa, în funcție de unde plec, unde ajung și cum. Rețeta e dx egal cu 1 supra x minus 2 minus 3 supra 4 minus 4. Asta e rețeta care a fost atunci. Și y-cilor e dx. Ce apar? Nu. Y-ul e ce apar? Ăștia. Ai e dx. Nu? Nu. Y-ul înseamnă 1 pe 3, 5 pe 4. Sigur, în urma locuirii. E de minus 1, vrea să zic. E de minus 1. E de nu știu cine. Asta e mulțimea sau codomeniul. Ce apar în urma locuirii. Imagine. Uite, așa se mai numesc. Uitați-vă. Imaginea lui minus 1, imaginea lui minus 1 este cât? Este 11 pe 3. E ca și cum s-a uitat în oglindă. Oglinda este rețeta și cine se uită în oglindă se vede pe el. Da? Imaginea lui 0 este 5 pe 4. Imaginea 1 e minus 1 pe 3. Și mai departe. Imaginea 2? Nu există. Nu există, sigur că da. Deci imaginea 2 nu există. Așadar, dar un minus 2. Nici minus 2. Nici minus 2. N-are. El. Nu există imagine. Nu păstrăm în domeniu. Observați. În domeniul de definiție, observați foarte important. În domeniul de definiție, păstrăm numai elementele pentru care putem găsi imagini. Deci, în domeniul definiției, păstrăm numai elementele pentru care putem găsi imagini. Deci, în domeniul definiției, de aceea, de foarte multe ori, se dă o ieșită cu șmecherie acolo expresiv, stabiliți în domeniul definiției. Se dă fx, f de x, minus a. Hai să știu că vă dau eu acum. Și asta este esențial. Deci în domeniul de ființe păstrezi numai cele pentru care poți găsi imagini. Și uite acum vă dau eu. Să dă rețeta e de X. Autorii dau numai rețeta. Și rămâne sarcina noastră găsi în domeniul de ființe. Iată. E funcția e de X. Egal cu 3 supra modul din X pătrat minus 5. Da, modul x pătrat minus 5. Ce facem aici? Apoi. Va da rețeta. Adică știu, lui x-i dau probate, găsesc după rețeta asta imaginea. Dar voi trebuie să vă uitați cu atenție. X-i dau probate, cine va să fie 0? Asta e o fracție. Există o fracție radical din 5 sau minus radical din 5. Asta. Deci, asta cu 0. Luăm deoparte. Modul din x pătrat minus 5 trebuie să fie diferit de 0. Nu, știi bine asta, diferit de 0. Noi luăm negația. Adică luăm negația. Așa este. Luăm modul din x pătrat minus 5 real cu 0. Ceea ce mă conduce la când modulul este 0, când expresia e egală la x pătrat minus 5 egal cu 0. Deci ar însemna în final că x pătrat egal cu 5. Adică de aici rezultă că x 1, 2 egal cu plus minus radical din 5. Și în fiind momentul de față, mă întorc, are voie să fie x radical din 5? Nu. Că se întâmplă fracția, nu există. Și atunci era dau ca e fi definită. Cât de frumoasă. E fi definită pe el. Minus mulțimea. Minus plus minus radical din 5. Minus radical din 5. Respectiv radical din 5. Și asta e treaba ta. Asta este esențial. Ai stabilit domeniul definiției. Cu valori. Cine
bine, nu mă vreau. Yes. În clipa asta, ai punctat foarte bine domeniul de definiție și foarte multe exerciții până să stabilești domeniul de definiție. Adică să rămâne sarcina ta să faci chestia asta. Aș vă dau o altă funcție. Ce e funcția F de X? F de X e egal cu X pe X. Da. Adică X trebuie să fie diferit de 0. Dar nu puteți să puteți mai X cu X. Dar la ce nu mai aveam? Nu mai este aceeași funcție. Simplificăm să vedem pe bunul. Mm-hmm. Dar așa cum e dat aici, el fi definită pe... Yeah. Mai puțin 0. Cu valoare în yeah. Și dacă ce să faci valoare, cât ai de cât face? F de 2, cât face? F de 2. 1. 1. F de 3. 1. Sigur că da. Toate dau 1, e funcție constantă, ca imagine, tot e bun. Dragilor, F de X egal cu X pe X. Așa e definit pe el mai puțin 0 valoare în el. Iar dacă pun în ea F de X egal cu 1, după semnificare, F asta nu are nicio pretenție. F e definit pe el cu valoare în el. Asta mă întreb cu F-ul, nu? F e diferit de F-ul. Deși, după rețetă, dau câte dau unul. Ca asta aici. E diferit de știți de ce? Pentru că am simplificat. Pentru că aici, domeniul de ființă cât este? El la afară de 0. Da. Și aici e tot el. Mm-hmm. Păi și atenție multă. Domeniul de ființă stabilește așa cum se dă funcția. Nu după ce ai făcut o simplificare. Da? Deși de X egal cu X pe X, e una. Și F de X egal cu 1, iată. Iată rețetă. Rețeta este aceea, dar ea domeniu. Asta și cu asta, da? Deci când două funcții ar fi egale, când au același domeniu, același codomeniu și aceeași rețetă. Iată, am ajuns la domeniu. Domeniul ăsta e tot de pleacă. Și codomeniul ăsta este. Codomeniul. Deci, F, hai zice mai, F1 definită pe A, cumva, A1 cu valori în B1 și F2 o altă funcție, definită pe A2 cu valori în B2. Vă spune, F1 este egal cu F2, cele două funcții sunt egale, dacă și numai dacă A, aceleași domenii, A1 egal cu A2. Aceeași codomeniu, pe 1 egal cu pe 2. Și aceeași rețetă, F1 de X, X2 timp egal cu F2 de X, ori, la orice X ați obținut, vă privoiesc. Orice X din A1, care de fapt și A2. A1 care egal cu A2. Deci două funcții sunt egale când au aceeași domenii, aceleași codomenii și aceeași rețetă. Și aceeași lege de corespondență. Aceeași rețetă. Îmi place mult să fii rețetă. Adică, după, rețeta este, cum să spun, cea care îți spune după... Cum să calculezi, după ce îți calculezi Y. Exact, da. Îți spune ce să faci cu Y. Îl sau pătrați, scazi, aduni, faci pe acolo, tot fel de operații. Da? Deci dacă am dat rețeta F de X, 3 supra X pătrat minus 5, înseamnă, dacă zic F de 0, îl face. E de 0. 3 supra 0 minus 5 în modul la 1. Deci avem. Pentru F de X. Pentru F de X egal cu 3 supra X, modul de X pătrat minus 5. Pentru funcția asta F de X egal cu 3 supra modul de X pătrat minus 5. F de 0 face. F de 0 egal cu 3 supra modul din minus 5. Care face final? 3 pe 5. Adică prin 0, are 0 are ca imagine pe 3 pe 5. Pe 3 pe 5 l-am obținut după rețeta asta. Am numit X cu 0 și am văzut
Calculează relief de radical din 5. Face. Asta. De la pătrat. Păi sigur că da, face 0 aici. Face 5 minus 5 și 0. Deci cu ăsta, salut. Nu-i pot găsi imagine. Deci cu 0 nu-i pot găsi. Nu 0, radical din 5. După rețeta asta nu-i pot găsi imagine. Alte rețele îi găsesc imagine. Dar cu asta nu. De aceea sunt foarte hotărât să fiu atent și când zic domeniul definiției, înseamnă să găsesc numai, păstrez numai pe cei și cărora le pot găsi imagini. Dacă vă dau funcția următoare, f de x, f de x, egal cu 5 supra, radical din x pătrat minus 3x plus 2. Hai să o iau fără radicale pe lată. X pătrat minus 3x plus 2. Nu asta. Domeni definiții. O luăm de o parte. Când o văd, asta e singura mea problemă. O luăm de o parte și o lucrăm. Adică? Adică x la 2 minus 3x plus 2 e egal cu schimb pe 3x ca fiind... Deci, punem mai întâi condiția. Ca să aflăm, domnul, spune. Asta fiind fracție. Asta fiind fracție. Ea există numai dacă... Numitorul e fel de 0. Și asta punem. Deci, x pătrat minus 3x plus 2 e fel de 0. Luăm negația. Să vedem cum e egal cu 0. Deci luăm negația. Așa, vedem mai ușor, să lucrăm. X pătrat minus 3x plus 2 e egal cu 0 și acelea nu ne convine. Cum luăm negația asta? X pătrat minus 3x egal cu... Așa, și stai acolo și îl ții. Îl schimb ca minus 3 ca fi minus x minus 2x. Minus x minus 2 și îl prinde în spate. Și îl dă aici x minus 1. Adică, x minus 1, 2, x minus 2, mă. El s-a prins de poate de acum, a prins o șmecherie. Scrie tot cât îți fac x pătrat. Da? X ori x. Așa. Și acum, cât ori cât se facă 2. Și plus 1 plus 2. Adică puteți zice plus 1 plus 2 și făcea 2, dar când ne mulțește aici, x ori minus 2, minus 2x și minus x, minus 3x. Și tu ai gândit minunat și așa, minus x, minus 2x. Scoți pe minus 2 în față, pe x aici și ai făcut calcul rapid și așa. Dar cea mai rapidă, și v-am spus-o deseori, este varianta asta. Sau acum cu delta. Delta rădăcinii, găsești rădăcinii și nu poate rădăcinii. Asta și vedem soluțiile. Dacă nu vezi soluția așa rapid, și acum când o produs egal cu 1? Deci x egal cu 1 sau x egal cu 2. Dar era diferită. Și cum era diferită, s-ar putea să le dau deoparte. Nu discut cu ele. Da? Deci o să zic acum. Aici mă întorc, aici. Deci în DF. Asta trebuie să fac eu. Definie două puncte. Mai puțin elementele 1 și 2 cu valoare și asta e mica mea. Dar ca să ajung să stabilesc asta, domeniul definiției, trebuie să știu să rezolv așa ceva, trebuie să fac nu știu ce chestii, da? Adică x și de acolo, mai puțin 1 și 2. Da, și asta este esențial. Pentru că pentru ceilalți x găsesc imagini. Dar pentru 1 și 3? Nu am voie. Și eu trebuie să, în domeniul definiției, păstrez numai pe cei x pentru care pot găsi imagini. Da? Acum, funcția nu neapărat în x se dă. Se dă și în t, și în v, și în a. Eu pot să vorbesc și de funcția f de a. Și e funcția f de a. Egal cu 5 supra a pătrat minus 3a plus 2, da? Variabila. Exact. Aici a fost în variabila X. Adică ce obțin de aur? Este de aur. Și acum zic, F, îi defin pe F, minus mulțimea celor două valori. 1, 2. 1 și 2. Cu valorile F. Deci aur are nevoie să fie 1 și 2. Asta vreau să spun, da? A diferit de 1, A diferit de 2. Da. Mai am câteva lucruri să te spun și vă rog să mă urmăriți. Da.
Ce am înțeles aici? Când văd o expresie, o funcție, iar ar funcție, ce mai zic de expresie, o funcție, vă țin componență. Dacă văd acolo fracții, pentru toate puncte de condiții diferite de 0 numitor, ce o fi acolo, egalez egația cu egal cu 0 și dau drumul, găsesc valorile și în final le dau deoparte pe celea. Și pe urmă lucrez asupra expresiei a legii de corespondență, ca să o așez mai frumoasă, ca să obțin igrece. Este echivalent de acum, dar după ce am pus condițiile la faza inițială. Și când auzi funcțiile și înseamnă așa, rețeta după care o ții grecii, vezi că astea înseamnă lege de corespondență în limbaj matematic, domeni de ființie, adică să știu variabila aceea, în ce zonă se mișcă ea, da? Care e mulțimea pe care o poate parcurge, ca să existe tot pe rând expresie de acolo. Și acum mai punctul cel mai tare. A studia o funcție înseamnă a te interesa de indicii care apar. Asta e problema. Deci zice, mătați-vă, a studia o funcție, a studia o funcție, este echivalent, deci a studia o funcție, este echivalent studiul igrecilor ce apar. Studiul igrecilor care apar. Sau studiul imaginilor. Mai înțeles, pe înțeles nostru. Studiul imaginilor. Și o să luăm acum funcția cea mai instituță, funcție de gradul 3, hai să zicem funcție f de x. După asta, discutați de ea, cum am zis mai des, e de x egal cu 3x plus 5. E de x egal cu 3x plus 5. Ce părere aveți despre funcția asta? Aveți vreun motiv de supărare? Nu. Deci, nu are nimic. Dar am să zic așa. E definită pe intervalul, da, poate să fie bine, cu valoarea din ea, fără niciun comentariu. Sau, stabilește o restricție, unde îți spune X-ul, atât vă dau voie. Iată, asta este, deci o expresie. Păstrez alte funcții, e fund X, am să zic, tot cu rețeta asta, 3X plus 5. Dar despre F, am să o definesc acum pe F, cu valoarea. Deci, iată ce zic fac acum. Domeniul X l-a schimbat. Nu le dau voie să parcurgă tot el. Deci, domeniul de ființe înseamnă numele naturale. 0, 1, 2, 3. Cu valori real. Și valorile care trebuie să sunt numele real. Dacă vreți, pot să fie tot el. Dar cu domeniul ăla sunt mai larg. Nu e nicio supărare. Da? Deci, eu... Uite, concret. E dar mic valoarea 0, 0, 0, 5. E valoare, da? Deci, dacă ar fi să fac corespondența așa, s-ar întâmpla. Aici și X-i, care vin de la 0, 1, 2 și mai departe, și imaginele, Y-ii care apar, așa-i notez eu, Y-ii care apar, sunt niște numele mușchi care se dau, vrea să se apară. Și iau, de când e 0, e 5, când e 1, este 3 și cu 5, când e 2, 6 și cu 5, 11, și mai departe. Aici, dacă ați vrea să reprezintă, știți reprezintă niște perechi în plan, nu? Știți cum se întâmplă? Am întâlnit a fost un pic. Pentru X luăm o dreaptă așa, orizontală, aici, lor. Și cealaltă, verticală, a Y-ilor. Da? Și hai să reprezentăm prima perete, 0, 5. Adică X-ul este 0 și Y-ul este 5.
0,5x este 0 și y este 5 cu 1, 2, 3, 4, 5. Îți iei unitate de măsură respect și de x pentru y, la fel. Păi aveți pătrățica care vă dă parte. De ce nu văd xx în amândouă? Nu, xx prim a zis. Adică axa xx prim, da? Și y? Y, y prim, să notează, de seama, y prim și xx prim. Și acum, cum este punctul de coordonate 0 și 5? 0 pe axa y-lor. Deci nu mă duc nici în dreapta, aici nu spune așa. Ne aducem în sus. Ah, asta este, nu? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Da, asta este punctul de coordonate 0 și 5. Unde este punctul de coordonate 1 și 8? Bună pe axa y-lor de acolo și 8 sus. Și mai întrebi 3, da? Eu mă duc sus, voi aveți spațiu, domnesc mai mult. 1, 2, 3, duc paralele, iată găsesc punctul. Ăsta e punctul de coordonate 1 și 8, da? 1 și 8. Și 2 cu 11, 2 cu 11 nu mai am eu spațiu. Voi să duc. Hai să dau minus 1, am voie să dau? Minus 1? Nu. Nu, că toată e frumoasă. Vedeți? N-am voie să mă duc cu minusul. Și astea sunt punctele astea așa izolate, cum de aici, constituie graficul funcției. Nici nu sunt un obiectiv în profesor. Nici nu au putut să iei un profesor din o zonă. Că nu... Păi, și orice l-a spus. Nu am voie. Deci eu sunt cu ochii aici. Dacă vreți, bine, o altă funcție, o altă, F2, de X. Tot 3X plus 5, tot aceeași lecție a 3. Dar modific domeniul F3 devin pe BZ cu valori în F. F3 devin pe BZ cu valori în F. F2, da, F2. Alo. Bună seara. Vai, de mine, ce, mulțumesc frumos, gata, acum. Mulțumesc frumos. Vă salut, sănătate, vă salut. Cineva care ne urmărește și s-a terminat sonorul și ne spune nu se poate, nu se poate. Acum se aude. Mulțumesc frumos pentru intervenții, vă mulțumesc de suflet. O greșeală a mea a fost. Acum se aude. Dați-ne un pic. Sper să aude. Da. În mod sigur s-au de cum am uitat acum. Cu glas că am fost acolo și laș. Mulțumesc frumos pentru. Este domnul care ne urmărește cu foarte multe atenție și acum și domnul uit, înțeleg din mimica dumneavoastră, dar nu s-au auzit nimic. Sper că s-a. Alo, s-a auzit? Înseamnă că David nu i-a zis, da. Bun, haideți-vă. Da, continuăm. Povestea este așa, dragilor. Că am spus despre două funcții care sunt egale, dacă au aceleași domenii, adică despre X și despre numai în zonă, aceeași zonă să vă mișcați voi, aceeași zonă. Deci, este astăzi, dar e funcție. Nu sunt egale, sigur că da. Pentru asta, acum am voie să-i dau și minus 1. Da? Deci pentru asta acum se fac de o față alt sistem. Da? Pentru F2 aici a fost pentru F2 și m-am oprit. Da? Și acum pentru F2 înseamnă că îi dau valorile ce le-ați văzut. 1, 2, 3, 4, 5. Am văzut și pozitiv și negativ, dar asta înseamnă Z-ul. Da? Am dat parcă 1 și am găsit pe 8. Nu?
Așa. Eu aici m-am... Zi. Cum facem aici cu graficul ăsta? Ok. X-ul e 1, da? Da. 1-i tot timpul. Mirna, când mă mișc oriunde m-ar duce pe dreapta asta continuu, îs tot la distanța de 1 față de axa X-ul. E paralel. Și când am zis 8, aici este 8. Păi paralela asta tot timpul, bine că pus întrebarea. Paralela asta tot timpul mă ține la 8 unități față de axa asta. Și la intersecția lor, iată că e punctul care se bucură și de una și de alta. Și așa ce facem graficul? O secundă. Este deocamdată ce înseamnă pe elecții care se bucură de relația asta. Da? Așa este punctul coordonat care, am spus, coordonate... Minus 1. E 1 și 8. 1 și 8. Că rețeta este aceeași. Am văzut. O să dau și minus 1 acum. Da? O să dau și pe minus 1. Înainte n-am putut da. Acum dau și pe minus 1. Și când există minus 1, cât face aici? Minus 3 și cu 5? 2, da? Minus 3 și cu 5, 2. Adică minus 1 duc tot timpul paralel, așa. Și la 2 duc paralele. Și eu sunt de tani. Ăsta e punctul fericit. Fericit acest punct care are coordonate, care am spus, coordonate minus 1 și 2. Și el verifică relația. Dacă aici pun, în loc de ăsta pun 2, apare 2 egal cu 3 ori minus 1 plus 5. Că tocmai în urma înlocuirii lui X cu minus 1 am găsit pe 2. Nu? Și ăsta este Y-ul care apare. Valoarea aceea care am găsit-o. Poți da și minus, da. Și minus 1 și minus... 17 și mai toate. Da? Și cât vreau eu de mult să mă duc înapoi? Din 10. Dar dacă dau F, cum a fost aici, eu depindă pe el cu valori în el. Deci observați ce fac. Umblu și lăpăresc mulțimea. Nu las numai numările întregi. Ci și toate numările la 0 la 1. Adică la 0 la 1. Știți câte am aici la 0 la 1? Da. Câte? Păi infinitate. Ia să facem un grafic cu funcția și este acum. Uite-te. Pentru asta. Să-ți ne rămâneți pe părerea asta. Da? Da? Sau neapărat. Pi 0, ești eu, numai are pe cine? 1, 2, 3, 4, 5. Asta e punctul, da? 1 și el un număr real are pe 8. Deci am să spun aici 6, 7 și 8. Ia pe punctul ăsta. Între 0 și 1 am și 1 pe 2. Ia faceți 2 la 1 pe 2, cam cât face? 1. 3 ori 1 pe 2, cu 5, am zis la același mitor. Da. Hai, la fel. Hai, mai facem. Deci 3 pe 2. 13 pe 2, mă. 13 pe 2. Face 13 pe 2, dar cât face 13 pe 2? 13 pe 2. 6. 6 și jumătate. Da. Bun, 6. Deci la 1 pe 2. Duc paralel. Da? Și mă duc la 6 și jumătate.